Două persoane au ajuns la spital la seară în urma unui accident petrecut pe DN1 în Prahova. Asta după ce un autobuz cu 8 persoane ce efectua o cursă specială, un tir încărcat cu fructe și autoturism cu 3 persoane s-au ciocnit în zona paralelei 45. La fața locului au intervenit 3 echipaje de pompieri și mai mulți medici care au preluat cele două victime, un bărbat și o tânără de 18 ani, ambii din autoturism. Cei doi au rămas internați din cauza multiplelor traumatisme suferite. Celelalte persoane implicate în accident sunt în afara oricărui pericol.